mai puțin știu ce înseamnă să cânți dimineața. Și mult mai puțin știu ce înseamnă să cânți fără să bei o gură de ceva. O să încep să cânt un gând. Hai când era mai tinerelu, că nu era ce la sfăcelu, vai, vai. Hai să nu pui chef după elu, nici cele poale la jit. Hai să nu le pui, sună dragii, vai, vai. Hai când era mai tânăr pruncu, avem glas ca și de cucu, vai, vai. Hai și umbre tot ca de lucru, dar de când am îmbătrânitul, ai tintă te-am îngăduitul, vai, vai. Hai, nu-ți bătrân cu zilele, dar nu-ți bătrân cu zilele, vai, vai. Hai, ta-ți cătun ca moile de, că mă cărunță mândrele. Hai, că mă cărunță mândrele, vai, vai. Ce credeți? Aș putea și eu să fiu asentimentul lui, să încep și un cântec care să continue aceeași idee. Dar nu îndrăznesc. Mai am câțiva ani și atunci am să fiu cântec. După ce l-ajung pe pâine, să ne ajungă Dumnezeu. Și mulți ani de desfac. Să-l ajung pe puiul, dar problema este, problema este că eu nu te aștept. Ar fi bine să mă poți aștepta. Mai trebuie să cântăm alt cântec în afară de asta. Asta va fi ultimul. Nu vreți dumneavoastră. Ca să încheiem, nu trebuie, nu da. Da, da, poate cântați și frumos. Noroc să fie Dumnezeu, noroc și glorie, lasă ca la astăzi casă.
considerat de cei care nu mă cunosc foarte bine, un om excesiv de modest. Și cu toată modestia, momentul de astăzi mie mi-a căzut foarte bine, că din când în când sufletul unui om are nevoie de confirmări. Și dacă aceste confirmări vin din partea celor din jur, aflăm că cei din jur știu ce facem și apreciază ce facem. Vă mulțumim!